creșterea bugetului de stat a fost prevăzută 2/3 din suma pentru drumul Cotoșani-Suceava DN29. Am vorbit cu atât cu primul ministru și cu constructorul ca lucrările să se termine anul viitor și să fie plătite toată această lucrare majoră de infrastructură care privește județul nostru. Pe de altă parte, am purtat discuția atât cu domnul ministru Danșova, cât și cu șeful companiei Autostres, într-o directă coordonare cu directorul regional AICU, pentru a introduce prin bugetul Companiei Naționale de Drumuri și Autostrăzi cât mai mulți kilometri de reabilitări ale drumurilor naționale de pe raza județului Cotoșani. Demersurile și prioritățile noastre sunt cobor asfaltic care să lege Garavani, Dorohoi, Cotoșani. De asemenea, avem garanții ferme că se va lega cu cobor asfaltic tot ce înseamnă tronsonul de drum. Știți că s-au efectuat anul acesta aproape pe o distanță de vreo 50%, dacă nu mă înșel, Botoșani Târgu Frumos. Am consultat și cu primarul Gheorghe Nichită de la Iași să vedem împreună ca la anul să se închidă această lucrare Botoșani Târgu Frumos cu vor asfaltic. De asemenea, prin bugetul național al companiei, prin rectificările care vor urma în anul viitor, sperăm noi pozitive, să mai prindem și alți kilometri de drum național spre pe covor asfaltic nou. Mă refer aici la Săveni-Botoșani, chiar și Ștefănești-Botoșani. De asemenea, la Ministerul Dezvoltării Regionale am vorbit cu vicepremierul Dragnea ca banii care vor veni pentru județul Botoșani să fie dirijați cu prioritate pe sume care privesc drumurile județene, reabilitate.